Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ionuțene, și vă mulțumesc că vă aflați alături de mine aici live pe Facebook, în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte, foarte frumoasă și foarte interesantă, rubrica Ortho Life Priority, rubrica pe care o realizez împreună cu domnul doctor Bogdan Mihăilescu, medic specialist ortoped, care îi mulțumesc că a acceptat să facem aceste live-uri pe Facebook și să discutăm despre, iată, problemele din zona ortopedică. Astăzi vom vorbi despre discopatia lombară, despre problemele la coloana vertebrală, dar și despre ce putem să facem sau ce pot să facă cei care se află în această situație, pentru că astăzi cam toată lumea stă așa cu nasul în tablete, telefoane, stau în fața calculatorilor foarte mult, fie că se joacă sau se uită pe TikTok, pe Facebook, și vă mulțumim că ne urmăriți, dragi prieteni, fie că lucrează, pentru că foarte mulți oameni stau la birou și lucrează și poziția corpului nu este una tocmai corectă. M-am sesizat și eu, mai ales că m-am confruntat și eu în copilărie, trebuie să spun lucrul ăsta, cu astfel de probleme la coloană. Îți mulțumesc mult, Bogdan, că ai revenit de aici în sufragerie. Că m-ai primit din nou, salutări tuturor. Cu mare, mare drag și felicitări încă o dată pentru ce faci tu și pentru munca și efortul depus și faptul că, apropo de alergat, vorbeam înainte de emisiune, știu că ești mereu într-o continuă alergătură pentru a-ți ajuta cât mai mulți pacienți și faci lucrul ăsta cu profesionalism, cu dedicație și cu foarte mare pasiune. E foarte important lucrul ăsta. Este. Încep așa, ușor, ușor să fiu un pic mai prins în mai multe locuri. Dar trebuie să ai picioare bune ca să alergi. Exact. Asta să le spunem tuturor. Și atunci când aveți o problemă, consultați medicul ortoped. Și un spate bun. Eu despre asta vom vorbiți. Și un spate bun, da. Haideți să discutăm despre ce înseamnă discopatia asta lombară, afecțiune care afectează din ce în ce mai mulți oameni. Și apropo, nu mai se ține cont de vârstă acum. Sunt foarte mulți tineri, din păcate. Sunt și copii. De vârstă din ce în ce mai fragede, unde găsești modificări destul de importante. Pare să că, uite, repet, am eu vechea mea vorbă, cu tehnologia e foarte bună în ziua de azi, dar în anumite instanțe, uite că ar trebui să fim un pic mai atenți de postură, de felul, mai ales la copiii mici, cât îi lăsăm să stea pe anumite dispozitive. Uite, salut pe studiul că te trebuie, Costinela, uite și pe bunul nostru prieten, Cristi Tudor, managerul Unitatea Medico-Sanitară din Sadova, altul care am făcut o emisiune foarte frumoasă și foarte interesantă acolo și aștept să mai facem, Cristi, cu mare drag. Sigur, cu mare drag. Și ne spune Cristi Tudor la fel. Salutare, băieți, îmi permis să vă spun așa, deoarece vă consider prieteni. Mult succes! Și noi te considerăm pe tine, Cristi, prietenul nostru, și nu doar că te considerăm, chiar ești un prieten foarte bun și felicitări pentru ce faci acolo. Foarte, foarte implicat și... Așa. Sunt bucuros că am avut ocazia să-l întâlnesc și să-l numesc chiar prieten. Pe numai oameni de genul ăsta, apropo, profesioniști și oameni care se implică și fac treabă foarte bună acolo unde sunt, vin la emisiunea asta, pentru că întotdeauna mie îmi place să creez punți de legătură între oameni care iubesc ceea ce fac, o fac cu profesionalism și cu toată dedicația. E foarte, cu dedicare, cu pasiune, e foarte important lucrul ăsta în tot ceea ce facem. Așa este, am avut ocazia să merg la, cred că a fost prima întâlnire, sau m-a spus Cristi, nu mai țin minte exact denumirea, al zilelor Sadovei sau centrului de permanență, și am avut ocazia să întâlnesc niște la Unitatea Medico-Socială, la Unitatea Medico-Socială din Sadova. Niște oameni foarte implicați și chiar am fost și am văzut și m-a plimbat un pic și printre pacienții care sunt internați acolo, printre bolnavi. Eu am făcut chiar un live cu foarte mulți de acolo, da. Mi s-a părut oarecum extraordinar cât de atenți pot să fie și încearcă să aline un pic din durerea care îi caracterizează pe foarte mulți pacienți care sunt internați, din păcate, acolo. Și s-a creat o comunitate foarte puternică acolo, la Unitatea Medico-Socială din Sadova. Așa se simte acolo. Așa este. Așa este, foarte important. Încă o dată felicitări, Cristi, pentru ceea ce faci și aștept să ne revedem cu mare, mare drag la o nouă emisiune live pe Facebook de acolo, din Sadova, la Unitatea Medico-Socială din Sadova, județul Dolj.
Revenind la tema noastră, discopatie lombară. Discopatia lombară. Sunt foarte multe lucruri de zis. O să încercăm să sintetizăm un pic niște lucruri care, cel puțin mie personal, mi se par mai importante. Nu o să intru în foarte multe detalii tehnice și, să zic, de specialitate. O să zic în mare câteva lucruri. Ce presupune o discopatie lombară? Și, până la urmă, poate să apară la orice nivel, nu neapărat la discopatie lombară. M-am legat un pic și am zis că am discutat despre ce anume să discutăm în această emisiune, pentru că este foarte, foarte des întâlnită. Este oarecum la același nivel cu discopatia cervicală, dar în principiu aceea este mai mult tratată de către neurologi. Cervicală e mai sus. Mai sus, da. Sunt trei. Sunt coloană cervicală, coloană toracală și coloană lombară și coloană sacrală, dar acolo sacul intervine în alte discuții. Este foarte des întâlnită. Ce presupune? Să ne imaginăm coloana ca niște bucăți de os, dacă mă pot exprima așa, niște cuburi care sunt puse unul deasupra altuia și între ele, evident, trebuie să fie ceva care să le poată susține și să fie un fel de buffer între ele. Acesta este nucleul pulpos. De sprijin, da? Oarecum. Și el este format din două lucruri în principal. La mijloc un nucleu mai moale și la exteriorul lui un nucleu fibros care este mai tare. Și acesta permite coloanei să facă multe mișcări și o ține integră oarecum. Nucleul moale, cel din mijloc, dacă mă pot exprima așa mai plastic, este în mare proporție... Sigur, pe interesul tuturor. Asta mi-am propus tot timpul să mă exprim. Două secunde fac o foarte mică divagație. Mi-a venit o doamnă de undeva de la țară, cum spunem noi, și zicea, încercam să explic, că tot am discutat data trecută despre gonartroză, că, domnule, știți, cu cartilajul, încercam să explic cum se distruge, cum face, și domnul zicea, domnul doctor, explicați-mi și mie, ca să înțeleg și eu pe corect. Și am zis, domnul, nu mi-a venit în momentul ăla altcumva cum să explic, și m-am exprimat într-un mod destul de dur, așa oarecum, dar nu dur, mi-a zis, domnule, nu mai zgârci în genunchi. Da. Și atunci domnul a zis, domnule, ca la pui, știți, la oasele, la pui, pe ăla alb. Zice, da, domnule, ăla nu mai e. S-a mâncat și se freacă os pe os. Și am mai venit atunci să-mi explic ca zgârciu. Și atunci, între vertebre, există acel nucleu care, în principiu, cel moale mai ales, este mare, mare proporție apă. Și odată cu trecerea anilor și cu diferite lucruri pe care noi le facem și poate n-ar trebui să le facem, sau invers, lucruri pe care ar trebui să le facem și să nu le facem, și se deshidratează. În emisiune, ce ar trebui să facem și ce ar trebui să facem, da? O să mai discutăm, sigur, da, pe parcurs. Și încet, încet, acela se deshidratează, se poate face ușor o cale de ieșire între nucleul acesta prin partea fibroasă și atunci apar și anumite hernii de disc, care se descriu prin anumite simptomatologii. Deci sunt o grămadă de lucruri care se pot întâmpla, din păcate, văzute din ce în ce mai des la pacienți mai tineri, cu atât mai mult la pacienții mai în vârstă, să spunem. Așa este, îi salutăm pe toți cei care ne privesc, Minca Bălănescu, Mădălina Mitru, Costina Oiță, Elvira, Grigore și pe toți cei care ne sunt alături. Mulțumesc Sabine Croitorul că este mereu alături de emisiunea mea și distribuie aceste lucruri pe Facebook, ca de obicei, și ne spune așa, Sabina Croitorul. Cu toții ne confruntăm mai devreme sau mai târziu cu afecțiuni musculare, articulare sau osoase, însă puțin luăm măsuri încă de la primele semne ale durerii. Domnul dr. Bogdan Mihailescu ne oferă îngrijire ortopedică eficientă prin servicii medicale de calitate, susținute de tehnologie de ultimă generație, alături de un personal medical auxiliar, profesionist și dedicat. Cu profesionalism și competență, dânsul evaluează cu atenție situația fiecărui pacient, iar după aflarea diagnosticului va începe tratarea afecțiunii, fie într-o manieră non-invazivă, fie printr-o intervenție chirurgicală în funcție de gravitatea problemei. Îi doresc mult succes în activitatea dânsului spre binele nostru al tuturor. Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Foarte frumos. Vreau să discutăm despre cum se poate trata această afecțiune. Există mai multe metode. Sau cum putem preveni. Să începem cu prevenția. Oarecum așa. Destul de importantă, că e ușor, mai ușor oarecum să previi decât să tratezi. Corect. E un principiu de medicină, de bază. Foarte important, poate de ce în ce mai puțin folosit, din păcate, de foarte mulți pacienți care ne trec granițele, să zic. Încep cu
așa zisă, foarte des întâlnită. O să întâlnești pe bunul nostru prieten Răzvan Prioteasa și mulțumim că ați alături de noi. Salut, foarte des întâlnită vorbă că adoptarea unui stil de viață sănătos. Toată lumea vorbește despre asta, dar este puțin în practică. Puțin în practică și este destul de greu de practicat. Că asta presupune să încerci să ai o alimentație corespunzătoare, să încerci să ai o postură corespunzătoare, să încerci să ai un serviciu care să nu-ți expună atât de mult oarecum slăbiciunile corpului și este greu în ziua de azi să faci toate lucrurile acestea. Dar în principiu să mănânci mai sănătos, să eviți să ridici niște greutăți foarte mari, să faci niște mișcări de torsiune sau de aplecare, de mișcări bruște, să încerci să menții o postură cât de cât să faci, să ai un echilibru între a sta așezat și a te mișca cât de cât. E greu de adoptat. Bine, asta și în funcție de meserie. Evident, suntem toți, trebuie să muncim, avem lucru de făcut, avem familii de întreținut și atunci toată lumea muncește și face. Din păcate, na, corpul nostru cum repetat de mai multe ori. Că prietenul nostru, Răzvan Prioteasa, ne spune înainte de toate un om extraordinar. Așa este. Bogdan este un om extraordinar. Este, în primul rând, eu cred că, am mai spus lucrul ăsta când am avut invitați medici și cred că, în primul rând, un medic de calitate este un om de calitate. Iar Bogdan Mihăilescu este un astfel de om. Pentru că despre asta e vorba. Înainte de a fi medic trebuie să fii om. Și înainte de a fi orice până. Din ce în ce mai des asta, tot spun, dacă există pacienți care ne urmăresc, m-aș bucura. Dacă nu, da, oricum acest lucru spun tuturor care ajung la mine în cabinet, că ne-am cam pierdut așa un pic din omenie, care consider că este foarte importantă, de înțeles pe undeva, pentru că trăim niște vremuri ciudate, mai mult decât ciudate. Ciudate, da. Și atunci revenind la lucrurile pe care spuneam că ar trebui să încercăm să le prevenim oarecum, e greu. Și atunci, na, se zice că și fumatul contribuie, se zice că și faptul că nu bem destul apă contribuie. Deci sunt o grămadă de faptul. Credeam că ești că nu bem destul. E ca o glumă așa. Nu că nu ai de băut. În particular discutăm. Bună asta. Deci sunt multe lucruri care ar trebui făcute și poate nu, chiar nu că n-am vrea, pur și simplu nu le putem face. Și acum intervine partea cealaltă de tratament. Și anume, există metode, să zic, non-invazive și metode invazive. La metodele non-invazive înseamnă tot ceea ce nu acționează, să zic, oarecum direct pe corpul tău, și anume un tratament medicamentos care trebuie să fie destul de complex și mulți pacienți nu înțeleg că există anumite lucruri pe care poți să le iei și nu merg rapid. Adică dacă te apuci de un tratament și ajungi în anumite stadii unde simptomatologia este evidentă, cred că trebuie să discutăm un pic despre simptomatologie, deja lucrurile sunt un pic, nu că depășite, dar au avansat și atunci nu poate să meargă ceva atât de repede și trebuie luat un tratament complex care, cel puțin din punct de vedere medicamentos, implică un tratament antiinflamator, un tratament de contracturant, poate chiar și o vitaminoterapie, poate chiar și un supliment în ceea ce privește articulațiile. Adică sunt niște lucruri care trebuie luate și, din nou, în vechea discuție, nu neapărat după capul fiecăruia și după când îl auzi pe mama sau pe bunica ca la nu știu ce, ar trebui văzut de un specialist care să-ți explice niște lucruri și să-ți prescrie niște lucruri. Sau vecinul, mătușa, colegul, și așa mai departe. E foarte important și trebuie să tragem semnalul ăsta de alarmă și îl subliniez și eu. Atunci când aveți o nelămurire, nu căutați nici pe Google, nici pe net, nici nu știu, la oameni care nu sunt de specialitate, mergeți la medici. E bine să fii informat, dar totuși poate că ar fi un pic mai bine să și cauți sfatul cuiva care cam asta face. Eu zic că o consultație de la un medic specialist nu e nimic mai bun decât o consultație de la un medic specialist. Așa este, dar ziua asta și pentru linișirea ta personală. Corect. Ca corect. Om, nu? Corect. Da. Prevenția. Prevenția sau să zicem sunt mai multe. Simptomatologia. În primul rând, există anumite dureri pe care le resimți la nivelul coloanei lombare, care câteodată apar, poate și dispar de la sine, nu faci mare lucru în privința aceasta vreo zi, două, trei, poate un pic mai multă grijă de ceea ce faci, dar ușor, ușor această simptomatologie se agravează și la un moment dat ajungi să resimți o durere oarecum constantă, care poate iradia sau nu, ce înseamnă iradiere, adică ea
simți că te doare spatele, dar de foarte multe ori în ceea ce privește discopatia lombară cu o hernie de disc incipientă cu o radiculită sciatică gen, ea iradiază în anumite părți, anume foarte mulți pacienți o descriu ca și cum o simt că pleacă pe picior. Așa o descrie. Acum depinde până la ce nivel. Deci asta pe anumite... picior nu e neapărat o chestiune de picior, da? Nu. Poate veni de noi avem o vorbă, orice pleacă pe picior, așa cum ne exprimăm în popor, și mai ales cu ce înseamnă parestezii sau acele ace pe care le simte pacientul de foarte multe ori, totul în principiu pleacă de la coloană. Și zic pacientului, păi domnule, dar pe mine eu simt în picior, sau ce furnicături? Furnicăturile acelea. Da, pentru că undeva sus acolo s-a herniat poate ceva, poate au prins un pic din rădăcina unui nerv, care până acolo merge, da, pe picior. Unii resimt niște tot așa dureri sau poate mai mult dureri, dar poate și amorțiri spre zona inghinală. Adică există niște iradieri pe care noi le știm și le există. Dacă stau mult picior peste picior, așa cazul meu, că dau clar și după aia nu mai simt talpa sau când pun talpa mă doare picior. Asta este altceva, mai sunt niște nervi care merg undeva pe partea așa externă a tibiei și atunci când sunt prins pe peroneu și așa, poate să spindă nervul acela și în momentul în care îl lași, da, și transmite aceste, îl amorțește practic. Uite, acum vorbești despre mine. Băi, câteodată, Bogdan, da, nu ți-am spus niciodată asta, câteodată nu pot să nu-mi simt talpa. Și mă doare din dacă cauza poziției, din cauza poziției pe care o adopți. Aia nu are legătură cu... Am înțeles, da. Deci există anumite diferențieri, de aceea se fac, să zic, diagnostice diferențiale cu alte posibile cauze, dar cea care pleacă de undeva de sus și o resimți până jos, aproape în totalitate este de la coloană. Îl salutăm și pe bunul meu prieten Gâdea Cosmin, director Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj și alături de care realizez emisiunea Tehnologie Medicală, tot așa, în fiecare lună și mulțumesc pentru că este alături de noi și ne urmărește și iată, ne-a lăsat și un mesaj foarte frumos. Felicitări pentru emisiune, succes în activitate domnului doctor. Mulțumesc, Rafa. Mulțumim foarte mult și felicitări și ție, Cosmin, pentru ce faci. De asemenea și Răzvan Prioteasa, trebuie să amintim lucrul ăsta. Felicitări pentru ce faci acolo la Căminul de Seniori de la RSRD, la Podari. Și el se implică în lucruri foarte mult, chiar am discutat, poate să avem și o colaborare la un moment dat. Super. Îi mulțumesc din nou că reamintim parcă de fiecare dată, bine, a treia emisiune doar, dar parcă de fiecare dată, că până la urmă prin el am ajuns. Sigur, sigur, și mulțumim mult de realizăm aceste emisiuni. Da. Bun, te rog. Ceea ce privește tratamentul, zic. Deci am stabilit că talpa nu e de la așa ca o paranteză. Ar fi, dar depinde și de poziția în care erai momentan, depinde cât de repede trece faptul că în poziția aceea principală este de la, da, este de la nervul peronier, probabil. Am înțeles, ok. Și nu e grav? Nu. Ca să stau liniștit. Nu. Momentan, nu. Vedem pe parcurs. Vedem la control. Bine. Există aceste amorțeli de care vorbeam în momentul în care, așa, ești tu în poziția aceasta, în momentul în care te miști din acea poziție și miști un pic din picior, observ că ele trec. În ceea ce privește o hernie mai avansată, cu o patologie discală mai avansată, acele amorțeli nu prea mai trec. Unii pacienți descriu faptul că atunci când stau înșezut, este mai rău decât dacă ar merge sau dacă chiar poate ar alerga încet, dacă pot, și nu este simptomatologie algică avansată. Dar este un alt criteriu care spune că atunci când nu prea poți să stai jos foarte mult, și durerea este mare, poate chiar este destul de avansată simptomatologia sau cauza locală. Adică cei care nu poate să stea jos, cum? Nu poate să... Resimt o durere foarte mare care în principiu se reduce un pic la statul ortostatism, să ajung în picioare. Se mai relaxează un pic din zonă și mai creează aceeași compresie din cauza poziției pe care o ai. Revenind la tratament, spunând de faptul că există tot felul de tratamente medicamentoase pe care le putem face, oarecum generale, dar... Dar doar la recomandarea trebuie să spunea specialiștii medici. Încercăm să le pliem pe fiecare pacient, pentru că trebuie să iei foarte mult în considerare și patologiile asociate pe care le are pacientul. Mergând mai departe, să zicem că încerci, există anumite perioade de tratament pe care pacientul trebuie să le ia, nu știu, 7, 10, 14 zile, gen anumite... pastile, anumite medicamente, altele merg până pe termen mai lung, care sunt un pic mai naturiste și pe suplimente naturale, dar specifice pentru acea afecțiune.
Mergând mai departe, ar fi fizioterapia. Bine, acum am observat o felul de discuții legate de termenul de fizioterapie, cum că ar trebui folosit termenul de recuperare medicală și o să încep în loc să... de fizioterapie? În loc de fizioterapie. Se pare că fizioterapia, până la urmă, este doar o metodă de tratament din cadrul întregii recuperări medicale și ar trebui folosită mai corect această terminologie. Adică tu te referi mai amplu, ar trebui. Mai amplu. Nu și doar atunci, pentru că fizioterapia implică niște seturi de... proceduri care se fac, dar nu este un termen care cuprinde tot. Și atunci recuperarea medicală implică tot ceea ce înseamnă fizioterapie, kinetoterapie, masaj de tot felul, implică mai multe lucruri. Și atunci, în termenul de recuperare medicală pe care pacientul ar trebui să-l facă după sau chiar în timpul tratamentului medicamentos, să zicem că îmbunătățirea nu este extraordinară, se pot face investigații plecând de la o banală radiografie de coloană lombară care, le spun la toți pacienții, este limitată în ce informații se poate aduce, pentru că în principiu radiografia îți vede părțile tari, nu îți vede nucleul, dar îți poate vedea anumite pensări de spațiu, spune noi, dacă între vertebre există un spațiu unde ar trebui să fie nucleul pulpos și acesta suferă. În principiu, pe radiografie poți să vezi o pensare de spațiu, adică spațiul este un pic mai mic și atunci te poate duce cu gândul la faptul că de acolo a plecat ce trebuia să fie în locul acela. Sau mai poți să vezi anumite osteofite care se formează și niște depuneri care se formează pe oase, care arată gen ca niște oase, dar nu sunt oase. Și acelea, iar te poate duce cu gândul că apasă pe rădăcinile unui nervi care dau acele simptomatologii. Auzi, de niște ciocuri sau vorbim astea, astea se numesc în cioace, cum se zice în ciocuri. Le auzi foarte des în ceea ce înseamnă calcaneu. Cioace la călcâi. Și atunci sunt anumite lucruri pe care, informații pe care ți le poate aduce radiografia, dar în ceea ce privește patologia coloanei vertebrale, coloanei lombare, dar nu numai, a întregii coloane vertebrale, standardul de aur în investigare și diagnosticare rămâne RMNO, adică rezonanța magnetică nucleară, care ne arată părțile moi și anume în principiu acel nucleu și ne poate stadializa gradul de hernie de disc. Și atunci există discuții când anume să faci această investigație. Eu nu sar neapărat la ea, dar depinde de fiecare în parte. Depinde de stadiul în care ajunge, depinde de simptomatologia pe care o descrie. Sunt anumite sunt examene clinice pe care le faci unde testezi forța, sensibilitatea, reflexele pacientului și atunci trebuie să iei tot în considerare. Eu, decât dacă este o simptomatologie foarte avansată unde pacient aproape nu mai poate să meargă și există aceste amorțeli parestezii, cum le spunem noi, constante, atunci da, trimit automat la această investigație. Dar dacă nu, încerc tot ce se poate, pentru că până la urmă, dacă nu are o simptomatologie atât de avansată, este puțin probabil ca acea patologie să fie de intervenit chirurgical și atunci metodele de tratament sunt aceleași. Rămânând în principiu ce v-am zis cu tratament medicamentos, tratament fizio-kinetoterapic și atunci următorul pas, să zicem că tot ce am discutat până acum, pacientul nu resimte o mare, mare îmbunătățire, ajungem la metodele invazive, care presupun în prima instanță infiltrații locale, de care sunt convins că toată lumea a auzit, se practică foarte des, se practică cam peste tot în corp. Sunt diferențe aici cu ce anume, poți să faci în coloana lombară spre deosebire, de exemplu, de topicul pe care l-am avut data trecută în ceea ce privește artroza genunchiului, unde vorbeam și acolo de infiltrații. La nivelul coloanei, diferența între alte articulații și coloane este că nu poți să injectezi acid hialuronic, că toată lumea presupun că a auzit de acid hialuronic, dar este contraindicat la coloană și atunci rămân celelalte trei în principiu. Pe care noi le practicăm, dar mai sunt, dar astea în principiu trei sunt cele pe care le practicăm și anume infiltrații cu antiinflamator, cu ozon și cu plasmă. Din nou, trebuie să ai grijă la ce patologie are asociată are pacientul, pentru că antiinflamatorul în principiu este destul de contraindicat în ceea ce privește patologia cardiacă, hipertensiune, mai știu, ulcer. Deci trebuie făcute toate un set de analize serios înainte să... Da, și în principiu și pacientul să poată să-ți explice cam ce probleme a avut și ce probleme are, ca să știi și să aplici niște lucruri. Că dacă pacientul nu spune, tu acum nu trimiți orice pacient, le întreb, domnule, ai probleme cardiace, iei anumite tratamente, dacă pacientul spune că nu, tot ce poți să faci din punct de vedere ca vedere,
este de făcut niște analize și să iei o tensiune. Dacă tu vezi o tensiune normală până la un 13-14, dar pacientul nu spune că el e sub tratament medicamentos, tu nu știi de fapt că acea tensiune este menținută medicamentos. Da. Și atunci tu poți să bagi niște tratamente pe care, care în principiu ar fi contraindicate, pentru că nu știi, nu că ai vrea Doamne ferește. Exact. Deci este foarte importantă comunicarea și faptul să se înțeleagă că ne interesează cam tot ceea ce ține de, de pacient, pentru că ne poate influența în ce tratamente putem alege. Și că asta pentru pacient trebuie să înțeleagă că nu trebuie să ascundă absolut nimic din... Pentru că nu știi niciodată ce ne poate ajuta sau ce ne poate influența. Îl salutăm pe domnul doctor Hedari, pe Dragoș Derveșteanu, Daniela Iangu, Irena Starver, părintele Lucian Caminiț, celălalt de care realizez emisiunea Sufragerie și emisiunea Sufragerie de Credință și de Spiritualitate în fiecare lună. Și le mulțumesc și vă mulțumesc că vă aflați alături de noi. Viorel Popescu ne spune felicitări pentru emisiune. Mulțumim foarte. Dacă ți-aduce aminte, este domnul care a intrat atunci și am început o colaborare foarte frumoasă cu dânsul de câteva luni deja, unde felicitări. Facem foarte multe lucruri interesante, foarte multe în ceea ce privește chiar patologia coloanei. Da, nu vă cunoșteați înainte, nu? Nu. Iată, mă bucur să văd atunci când se creează punți de legătură între profesioniști și oameni care vor să își dea mâna tocmai pentru a găsi soluții pentru în beneficiul pacienților, pentru că ei sunt beneficiarii până la urmă. Și sunt oameni care, de foarte multe ori auzim în popor vorba asta, că nu mai pot despăte maică sau foarte taică. Sunt mulți oameni care, dar nu doar mai și taici sunt, acum sunt și... Și din generația Z sunt, apropo de copii din ziua, generația Z. Avem o pătură foarte largă de patologie, începând cu vârstele din ce în ce mai mici, foarte des întâlnite pe la tineri între, nu știu, 30, 40, 50 de ani și pacienți în vârstă de care nu mai discutăm, unde faci o banală radiografie și înveți niște modificări absolut teribile. Dar sunt probabil în contextul vârstei. Am o vorbă pe care o spun și o repet tot timpul. Mai devreme sau mai târziu, mai agresiv sau mai puțin agresiv, toți dezvoltăm ori patologii lombare, ori patologii la nivelul genunchiului, șodului, gleznei, toată lumea. Simptomele ar fi astea, durerea de spate, durerea de picior, toate funicături. Parte din tablou clinic, da. Toate astea ar fi, simptomele. Principalele. Principalele simptome. Ce ar trebui să facă cineva ca să evite astfel de neplăceri? Sau cum ar trebui să ne comportăm, nu știu, din punct de vedere? Sau mi-a plăcut că ai spus mai în începutul emisiunii, ce ar trebui să facem și ce să facem și ce să nu facem? Repet, am mai zis și la început, adoptarea unui stil de viață cât mai sănătos, care este un termen generic și implică foarte multe lucruri, evităm să ridicăm greutăți foarte mari, câteodată nu avem ce să facem. La sală putem să mergem la curență, apropo, să facem mușchi, să facem acum că vine vara, să... Să facem, dar la fel ar fi bine să avem pe cineva de specialitate care să ne arate ce să facem, cât să facem, cum să facem, când să facem, ce anume să facem. Adică sunt niște lucruri importante și asta e o modă. Mai târziu. Și asta e o modă. Deci trebuie să spunem că, mă rog, stilul de viață, mersul la, uite, la sală. Da, este foarte important pentru că întărirea musculaturii paravertebrale este foarte importantă pentru susținerea anumitor simptomatologii care pot fi îmbunătățite printr-o simplă gimnastică medicală. Dar și acolo trebuie făcute corect. Corect. De cineva care știe ce face. De asta există instructori, așa cum există și medici care ne pot În ceea ce privește pe domnul Viorel Popescu, unde v-am zis că am o colaborare, are un centru foarte frumos și foarte mare undeva în centrul Craiovei, centru de ozonoterapie și PRP, unde face foarte multe lucruri foarte interesante, unde și eu colaborez cu dânsul și facem aceste infiltrații cu unde eu personal fac infiltrațiile cu plasma și injectăm absolut orice fel de, sau aproximativ orice fel de patologie, cu atât mai mult patologia de emisiunea trecută, în ceea ce privește afecțiunea artrozică de la nivelul genunchiului, dar și foarte multe patologii lombare, patologii de umăr, chiar de gleznă, chiar, în fine, sunt multe dar foarte, foarte mult am observat, sunt foarte mulți pacienți cu patologii lombare,
care, sincer, vedem rezultate foarte importante și unii care după ani... Deci n-au luat de aceste... Da, nu, repet, nu la toată lumea, nu merge la toată lumea niciodată, nu o să spunem 100% va fi, dar te iei tot timpul după procentajul de succes pozitiv și atunci... Dar în mai multe cazuri merge lucrul. De cele mai multe. De cele mai multe ori au rezultate pozitive aceste... De cele mai multe. Spuneam, aveam așa o vorbă pe care tu folosești, să zicem că faci la un eșantion de 100 de pacienți, le faci diferite proceduri, infiltrații și așa, evident că nu va fi 100%, este aproape imposibil să fie 100% rata de succes, dar orice merge peste 50%, deja e de încercat și aici este mult peste 50%, te iei după 10-20, nu-ți doresc să nu le meargă, dar se întâmplă, te iei după procentul foarte mare la care e pozitiv. Rezultat pozitiv. Că în ziua de astăzi să ai grijă cu cuvântul ăsta pozitiv. Da, deci ce ar trebui să... Da. Există, dacă există și anumite costuri care sunt implicate și trebuie să le aducem, că sunt foarte importante și asta trebuie să le evităm. Da. Sunt pacienți poate care și-ar dori să poată încerca aceste tratamente, dar din păcate nu toți și le pot permite, nu vorbim de niște nu costuri. Sunt decontate de nu sunt casa de... Nu sunt decontate de casa de asigurări, ca și infiltrațiile cu acid hialuronic, nici cele cu plasmă, nici cele cu ozon, nu sunt nici kinetoterapie, nu sunt decontate, există anumite servicii conexe, dar e altă discuție. Dar totuși ar trebui, indiferent de ce se întâmplă, ca oamenii să pună sănătatea pe primul loc, adică să existe o prioritate, că să direcționeze banii în așa fel încât să... Pe cât posibil. Sănătate. Pe cât posibil, corect. Există niște lucruri extraordinare pe care domnul Viorel Popescu l-a reușit implementat la dânsul la clinică și din punctul meu de vedere și din experiența pe care am cât de cât cu ce se întâmplă prin Creva, cel puțin în ceea ce privește anumite costuri, dacă vrei să le spui așa, nu cred că se poate găsi ceva mai bun. Dar, na, depinde de fiecare ce cât poate să susțină. Îl salutăm și pe Robert Ionuț Păiuș și primarul comunei din Sejdea Gorj, care a fost aici invitat și îi mulțumim că este alături de noi. Deci, stil de viață. Recent s-a devenit foarte bun prieten. Salut! Ne bucurăm să auzim lucrul ăsta, iarăși niște punți de legătură foarte frumoase între oameni de calitate, până la urmă, că aceste punți de legătură se stabilesc între oameni care au aceeași pasiune, indiferent că sunt din domenii diferite, au aceeași pasiune pentru profesia, pentru domeniul pe care îl reprezintă. Suntem în discuții prin prietenul nostru, domnul Gigi, care a deschis o clinică chiar acolo la Stejer. Suntem în discuții să vedem, poate întreprindem o oarecare colaborare și acolo. Vom vedea pe parcurs. Felicitări, foarte frumos, foarte frumos și mă bucur foarte mult să aud că există astfel de colaborări frumoase. Să detaliez un pic te rog. Ce presupune aceste infiltrații, pentru că, cum am zis, să zicem că toate celelalte, dacă merg și ești bine, după tratamentele non-invazive, este extraordinar. Atunci le repeți, cum de exemplu poți să repeți fizioterapia din 6 în 6 luni, dacă poți să o efectuezi, poți să repeți kinetoterapia, asta chiar mai des, la fiecare, nu știu, 2-3 luni să faci ședințe, dar dacă toate acestea nu merg, excluzând faptul că, ok, se agravează simptomatologia și atunci mergi la o investigație gen rezonanță magnetică care îți pune un diagnostic de certitudine și atunci vezi dacă e la un nivel de operat, atunci asta e, cam trebuie să mergi să te operezi. Dacă nu, singurele celelalte variante sunt aceste infiltrații, în principiu cu plasmă, cu antiinflamator, chiar cu ozon, care este din ce în ce mai des întâlnit și pe buzele tuturor. Dar există o anumită teamă și trebuie să spunem că o reticență a oamenilor, nu neapărat din punct de vedere financiar și trebuie să răspunem lucrul ăsta. De ce există teama asta? Pentru că este oarecare... Unii zic s-ar putea întâmpla nu știu ce, nu știu. Există o oarecare teamă și este vechea idee, teama de necunoscut. Oarecum este o chestiune nouă în zona este medicală. Este oarecum o chestie nouă, nu mai chiar așa nouă. Bine, de cât mai nouă. Are ceva, cred că are 10 de ani. Da, practic. Dar în România e oarecum. Este, din ce în ce mai des întâlnită. Culmea, vezi, dacă stai să te gândești un pic mai logic, ce înseamnă plasmă?
asta te tot auzim noi, infiltrații cu plasmă, infiltrații cu PRP, este o... Plasma e televizor, ca să fac o glumă. PRP înseamnă platelet rich plasma, adică este o plasmă îmbogățită în trombocite. Mici detalii tehnice rapide, că e simplu. Este simplu, o plasmă vitaminizată, simplu, nu? Ceva de genul. Așa. Și se ia vreo în jur de 10 ml de sânge, adică o cantitate mică, se pun în niște probete speciale, se bagă la o centrifugă, se centrifugează în jur de 7-8-10 minute, depinde, și se separă această plasmă îmbogățită în trombocite și în plasmocite, care se retrage într-o seringă și se reinjectează la locul afectat. Că este coloană, dar să le facem altfel, bineînțeles, și pe altă cale. Toată lumea când aude infiltrații în coloană, auleu, dar mi se întâmplă ceva cu nervul, mi-a atins ceva. Este oarecum impropriu spus infiltrație în coloană. O să încercăm să vorim mai tare, o să aud pe Adrian Ioana Cataciu, Robert Ionuț Păiuș ne spune să se aude slab, dar o să vorim mai tare și Robert Ionuț vorbim mai tare. Ne spune așa Robert Ionuț Păiuș. Vă salut pe amândoi și vă doresc emisiune frumoasă. Mulțumim foarte mult. Când spunem că aceste infiltrații se fac în coloană, este impropriu spus în coloană. Se fac oarecum paravertebral. Pentru că această plasmă se difuzează după aceea, bine, face aproape de locul unde este patologia algică mai avansată, dar aceasta se dispersează în timp. De asta nu se repetă în principiu mai devreme de 7, 8, 10 zile ca să aibă timp să se ducă și atunci poți veni cu a doua doză. În principiu se fac, acum depinde, de la una până la 3 ședințe de așa, de plasmă PRP. PRP? PRP. Același lucru. Infiltrații cu plasmă, PRP, platelet rich plasma, este așa. Termenul englezesc. Dar am este înțeles. Cam același lucru. E același lucru. Unii da. Mai spun, bine, nu știu cât de în glumă, terapia vampir, pentru că... Terapia vampir, da. Și... Cred că e mai cunoscută terapia vampir. Posibil să fie. Ne-am auzit de multe ori discutându-se despre da, cam, cam oarecum acest lucru e gândit la tras. Deci oamenii nu trebuie să le fie teamă. Nu, pentru că, hai să o gândim logic, nu se folosește nimic din afara corpului tău. Deci este practic fără... Doar se îmbunătățesc de... lucrurile respective. Da, se îmbogățește acel lichid plasmă cu trombocite care au nenumărate efecte pozitive asupra corpului, de regenerare, de multe, multe. Și atunci, când eu îți injectez ceva care e al tău, este evident că efectele adverse sunt aproape nule. Ce se poate întâmpla, o mică inflamație locală, trebuie să ai grijă cum le faci în niște condiții sterile, evident, dar asta presupun că este de la sine înțeles că să se facă niște condiții cât se poate de sterile și atunci eviți eventualele, nu știu, infecții care pot apărea, Doamne ferește, la locul injectării. Este niște lucruri pe care trebuie să le faci și după această infiltrație, să stai mai liniștit, să pui niște gheață, să nu faci niște eforturi extraordinare, adică sunt anumite lucruri micuțe pe care trebuie să le faci după, să ai grijă, dar efecte adverse, pe oriunde citiți și vă informați despre aceste infiltrații, sunt foarte multe informații, nu se descriu efecte adverse. Nu sunt. Oricât de ciudat ar părea, nu sunt. Vă salut, multe realizări în ceea ce faceți, mulțumim foarte mult. Deci nu există efecte adverse, pentru că trebuie să le explicăm celor care se tem. E luat de acolo din tine. Și atunci se evită reacții alergice, efecte adverse pentru că aduci ceva nou. Chiar și în cazul acidului hialuronic sunt atâtea discuții, dar din nou, dacă asta e mai cunoscut așa printre doamne și domnișoare. Da, dar nu se poate, nu în ceea ce privește specialitatea mea, că nu mă ocup de riduri și alte, dar știu că se folosește. Dacă stați și vă informați și citiți un pic, veți vedea că la fel, nu sunt efecte adverse, masive, descrise. Repet, la carte există un, ca la orice fel de intervenție, chiar dacă este minim invazivă, până la urmă este doar o injecție, dar se creează o comunicare cu spațiul exterior și atunci, în principiu, există, nu știu, mai știu exact cât e, 1% gen să dezvolți oarecare reacție locală, oarecum infecțioasă, dar nu infecțioasă, pe toată lumea. Dar beneficiile sunt, foarte mari, și foarte des întâlnite la pacienți pe care îi tratăm cu așa ceva. De repet, nu la toată lumea, dar niciodată nu pot să dar ca ceva 100%. Ca procent este mult, mult pozitiv. Mult.
Și asta e un lucru iarăși foarte important. Foarte important. Și încă o dată pentru cei care, mă rog, au discută despre lucrul ăsta, lucrurile astea se fac doar la recomandarea medicului sau a medicilor, da? Pentru că pot fi și afecțiuni asociate care nu recomandă. Sunt foarte puține în ceea ce privește plasma și acidul hialuronic, dar nu vorbim de acid, de plasma, da? Vorbim de plasma și antiinflamatorile care se pot infiltra la nivelul colanei. Sunt spre zero contraindicațiile acestei terapii cu plasmă, la antiinflamatorii alte discuții. Și v-am zis mai devreme câteva din lucrurile unde sunt, să zicem, contraindicate. Dar în ceea ce privește plasma, nu există patologii care să ne oprească din a folosi această metodă terapeutică. Cum se poate, cum putem, apropo de lucrul ăsta, ce ar trebui să nu facem și, de fapt, când ar trebui să ne prezentăm la medic? Dacă... Iar discuția veche când să ne prezentăm la medic. Da. Vechea și mereu actuală, trebuie. Exact. Când? Câți dintre noi nu se resimțim dureri de spate? Păi toată lumea, cred. Cred că toată lumea. Acum că mai vin... Și câți dintre noi merg la medic? Exact. Că mai vin, că mai trec, că suntem tineri și avem atâta pe cap și nu mai dăm foarte mare importanță, să zicem, sănătății, dar e un cuvânt mult spus, sănătății în general. În momentul în care există niște dureri care se perpetuează, care apar din ce în ce mai des, care se agravează, care dau și alte patologii asociate din aceste amorțeli pe care le simțim mai ales, simțim că poate câteodată nu mai avem la fel de mare putere în ceea ce privește musculatura periferică, gen la membrii inferioare, atunci poate ar trebui să mergi la un, măcar la un consult. Și uite, trebuie să menționăm și asta, cum o facem de fiecare dată, de bine, de rău, uite, mai sunt cabinete care lucrează cu casa unde lucrez și eu și în baza unui bilet de trimitere și card de sănătate chiar nu ai costuri. Nu vreau iar să le intrăm. Deci se pot face, da? Se pot face, da. Se ajută foarte mult. Da, nu reintrăm. Nu la toate. Nu la toate. Nu intru iar în discuțiile de că de fapt nimic nu e gratis și așa, ce am vorbit mai devreme, se decontează de către casă și altfel nu poți să existi ca și o policlinică care... Că nimic nu e gratis e ok. Cu asta dar v-am zis, în bază mai puțin lucruri care se fac din pasiune. Dar, trebuie să subliniem, sănătatea trebuie să fie pe primul. Ar trebui. Ar trebui. Adică e bine să investim toate cam în sănătate. Fără sănătate nu prea e ce să faci. Corect. E vorba de acest aspect. Încă discutăm în România despre prevenție, încă discutăm în România despre tratament, încă discutăm în România despre cât de important e să mergi la medic atunci când te doare ceva. Repet, chiar dacă e o chestiune care, nu știu, nu e, poate nu e nimic, dar mai bine să spună medicul dacă e sau nu ceva, decât să te autodiagnostici. Și mai e o chestie la care stăm foarte bine statistic și iar nu e bine. Ne autodiagnostică. De foarte multe ori căutăm pe Google, eu trebuie să recunosc aici, știți că nu uitați mai în glumă, mai serios, eu vă spun totdeauna adevărul, de multe ori am căutat pe net și acolo ți arată tot felul de... Sunt dar n-am vorbit cu medicii, nu m-am sunt multe informații, de multe ori, dacă ești neavizat, nu prea știi pe care să le crezi și multe se bat oarecum cap în cap, unele răspuns să faci asta, altele răspuns să faci aia și oarecum se contradică. Exact. Da, nu, e bine și informația, dar poate cineva care face asta zi de zi, ca de exemplu, când ai probleme cu mașina, nu discuți cu țațaleana, știi, gen, te duci la un mecanic, care asta face, la fel și la noi, dacă asta am învățat și asta facem zi de zi, normal că ne lovim de niște informații noi, niște metode de tratament noi, pe care nu oricine le știe și nu ar trebui să le știe, că uite, dacă le-a ști toată lumea, de ce le mai... Păi ne-am face toți medici. Corect. E, uite, un pacient, Emil Alin, spune, nota 10 este prea mică pentru domnul doctor. 3, domnul Alin. Am găsit sfatul, deschidere, un doctor tânăr extraordinar. Foarte frumos. Dar un pacient care a venit după prima noastră emisiune. A venit la mine și a venit și super. Soția, cred că și mama sau soacra, ce scuze, nu mai țin. Mă bucur că, uite, oamenii merg la medic și au înțeles și înțeleg cât de important este să mergi la medic. Da. Asta vreau să zic un pic mai devreme, am început să o văd pacienți care chiar au început să vină
de prevenție, poate să se investigheze un pic, poate să facă anumiți pași, nu foarte, am zis, metode invazive sau non-invazive, unii care chiar s-au mai informat, s-au mai întrebat și au înțeles de faptul că există aceste, oarecum, metode preventive și aceste infiltrații care se fac și tratamentele pe care le facem și chimiatul și tot, care te pot ajuta să menții un pic în, din evoluție boala. Sunt, au început să mai apară, relativ puțin statistic ca și procent, dar au început să mai apară și pacienți care vor să facă ceva preventiv. Da. Tot Emil Alin ne spune, depinde în ce moment al bolii te duci. Foarte important. Am avut o discuție cu Mihai Rasterie și mulțumim că se află alături de noi. Am avut o discuție ieri cu o pacientă undeva pe la peste 70 de ani, cu multiple probleme de sănătate, dar foarte deschisă și foarte sănătoasă la minte, dacă mă pot exprima așa. Sigur. Și am zis, doamnă, e foarte, și sunt convins că și mulți dintre colegii mei gândind la fel, este foarte greu pentru noi ca și medici, când încercăm să tratăm și să ajutăm, există multă, cum să zic, ne blamează multă lume de multe lucruri, dar suntem câțiva care chiar încercăm să ajutăm. Nu vreau să spun. Medicii chiar încercăm să ajutăm. Și atunci există anumite momente, exact cum domnul Emil spunea, depinde și când vii. Pentru că există anumiți pacienți care au niște așteptări peste măsură și le zici, doamne, stați un pic. Astea sunt lucruri care durează de zeci de ani deja. Sau îl întreb, când, ai venit la, când a fost ultima consultă, un control pe lângă medical? Asta, sunt simptome care se perpetuează și se agravează de zeci de ani, probabil, la unii pacienți și eu nu pot să te fac bine într-o săptămână. Gen, sunt anumite lucruri pe care le încerci, la unii merg, la unii nu merg, de aceea vii la control, ajustezi, adaugi, schimbi, trimiți altundeva, poate există anumite patologii asociate care nu țin de specialitatea ta și trebuie să le vezi și trebuie și să le recunoști și medici. Să trimiți mai departe la alte specialități, adică e greu să și plecasem de la ideea că este foarte greu, cel puțin pentru mine, știu că pentru mulți colegi, există anumite patologii unde pacienții ajung într-o stare complet depășită. În stadiu foarte, foarte avansat. Și atunci e greu pentru mine ca medic să fac oarecum așa, să zic, dom'le, nu prea mai am variante. Ai încercat și aia, și aia, și aia, și aia, nu da, merge, oricum, nu te simți oricum, bine. Face tot posibilul. Încerci, da. Adaugi, mai schimbi, ce? Dar există situații în care variantele sunt extrem de reduse și de restrânse. Se întâmplă, din păcate, și asta. Tot timpul poziția... încerci. Poziția e foarte importantă, postura e foarte, e foarte importantă. Cum ar trebui să stăm? Nu știu, nici băța așa pe scaun. Am văzut că sunt foarte multe dispozitive din alea, le pun unii la spate. Există tot felul de orteze, dar acum intrăm în alte patologii, așa? Gen, nu știu, scolioze, lordoze, cifoze, se folosesc aceste dispozitive, mă scuzați, ortopedice, care încearcă să corecteze un pic. Este foarte importantă, știi că discutam mai devreme înainte de emisiune, de această reeducare posturală, care este foarte importantă și intervine în cadrul acelei recuperări medicale de care vorbim mai devreme, dar asta cu cât o încep mai repede și la o vârstă mai tânără, să zic, e cu atât mai importantă. Greu, la un moment dat, la o vârstă mai înaintată, să mai poți să corectezi. Nu e imposibil, dar din nou, încerci cam tot ce se poate. Există anumiți pacienți care așa, cum să zic, așa s-au născut cu anumite malformații de-astea dobândite sau congenitale, unde vezi niște coloane absolut, nu că distruse, dar niște curburi fiziologice care există în coloana noastră, nu e ca un pom drept, are anumite curburi fiziologice care sunt extrem de avansate și atunci de asta intervine termenul de lordoză. O salutăm și pe Daniela Vulpe și mulțumim că se află alături de noi și trebuie să spunem, apropo de lucrul ăsta, că să menționăm faptul că, apropo de, după care o să citesc și întrebarea lui Emil Alin, pacientul tău, apropo de chestiunea asta, nu trebuie să mergeți la medic doar când vă doare.
Oricând, sunteți bineveniți la o consultație la domnul doctor Bogdan Mihăilescu, medic specialist ortoped, indiferent dacă vă doare sau nu ceva, nu? Pentru că sunt anumite afecțiuni care poate stau latent și pot sta ani de zile. Da, da, da. Am văzut foarte mulți părinți care au început să-și aducă copiii cu diferite probleme și de coloană, și de picioare, și de... începe ușor să devină un... un obicei ăsta. Un obicei sănătos. Da, mai mult decât era, să zic așa. E mai bine. Mult decât era. Emil Alin ne spune așa, ne întreabă, ce recomandați pentru cei care conduc mult? Păi conduceți așa, nu? Ca și glumă. Da, păi acum aveți, intervine discuția, sunt pacienți sau oameni care asta fac, asta le meseria, merg, nu știu, pe tir și se duc 12, 14, 3 zile. E greu să le spui, domne, mai iau o pauză când trebuie să se ducă, să facă un anumit traseu, în anumite ore, în anumite... La fel, să încerci să menții o postură cât mai bună, să încerci să eviți pe cât posibil transpirațiile care sunt inevitabile oarecum, să există anumite dispozitive din acelea pe care poți să le iei, care oarecum permit aerului să mai circule un pic, să eviți cât de cât, dar cine merge fără aer condiționat? Adică mai ales că sunt 40 de grade afară. Da, e bine să mergem cu geamul deschis. Din nou, este vorba de curent care... Păi și atunci cum mergem vara? Nici și fără aer și fără geam deschis. Asta zic, e greu să... Asta spuneam, e greu să eviți niște lucruri. Mai faci o pauză, mai încerci să te mai există și sistemul climatron. Există și acela, încerci să mai menții pe cât posibil. E greu de spus exact ce anume trebuie să facă cineva care conduce mult. Ce ar trebui să facă cineva care, de exemplu, lucrează într-un mediu, nu știu, unde este umezeală constantă foarte mare. Păi dacă acolo lucrează, cum să eviți anumite lucruri? Da. Nu suntem nici noi absurzi, ca și sunt mulți pacienți care vin și sunt un pic mai plinuți. Și au și o anumită vârstă. Acum o să vorbesc un pic mai plastic și mă exprim direct. Și încerc să-i spun, doamne, știți că ar trebui să mai slăbiți un pic să... și ceea ce privește coloana, și asta este foarte important, apropo. Dar pe de altă parte sunt om și le spun, doamne, ai 75-80 de ani. Cine știe cât o mai duci? Păi eu te pun să mănânci iarbă și salată și... Adică suntem oameni și încercăm până la capăt. Îmi place că tu, ca doctor, te vorbești foarte pe înțelesul oamenilor și vorbești... Tu vorbești cu pacientul, bine, ca și cum ai vorbit cu tine, ca și fiind pacient, că fumatul și toate cele, ok, mâncatul nesănătos, dar totodată ești un om foarte ancorat în realitate. Da. Asta vreau să spun. Da. Și știi că și tu, și voi ca medici, trebuie să spunem lucrul ăsta, că nu e nimic. Și medicii să știți că sunt pacienții lor și Bogdan e pacient și Bogdan are un anumit stil de viață, cum am și eu și noi toți, și înțelege bine lucrul ăsta. Exact, exact. Spui, doamne, trebuie să încerci acum. Măcar să reduci. Măcar să reduci. Dar nu suntem absurzi. Nu suntem... Cine știe cât o mai duci, mă pui pe mine, ții nu știu ce regim. Că oricum nu mai poți și e greu de dat de la o vârstă. Adică trebuie să fim și oameni, cum spuneam mai devreme, că ni s-a cam dus totdeauna omenie. E important asta în orice profesie și în orice meserie. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost, dragi prieteni, alături de mine, alături de noi aici. Am ajuns la final, mai avem 5 minuțele, ca să zic așa, dar în aceste minuțele, în aceste 5 minuțele aș vrea să, sunt două lucruri la care țin foarte mult în încheiere și toți cei care nu sunt invitați știu lucrul ăsta. Unul, să-mi spui cum te-ai simțit aici alături de mine live pe Facebook în sufragerie și doi, aș vrea mesajul tău pentru... toți cei care ne urmăresc și ne-au urmărit și ne vor urmări aici live pe Facebook. Este foarte importantă sănătatea și este foarte important să investim în sănătate, indiferent cât de greu ar fi sau indiferent că oamenii la asta se gândesc, să gândești la chestiune financiare, dar se gândește și la frică. Unora le este și frică să meargă la medic, pentru că am auzit de multe ori lucrul ăsta, doamne, dacă îmi găsește ceva. Trebuie să le spunem oamenilor că un medic bun știe cum să comunice, așa cum este Bogdan Mihăilescu, știe să găsească cea mai bună soluție împreună cu pacienții, cu pacientul și mi-aduc aminte de la emisiunea precedentă că vorbeam de un cuplu la care au anumită
anumită patologie a folosit același tratament și pentru unii a mers, pentru unul a mers, pentru, pentru celălalt partener de viață, cred că pentru doamna, dacă nu mă înșel, nu a mers, pentru pentru soț a mers. Da. Emil Alin spunea așa, în școală se vorbește mult de mâncare sănătoasă, dar eu cred că ar trebui să se facă și educație ortopedică legat de telefoane, ghiozdane grele, etc. Foarte bună propunere asta. Adevărat. Uite, o susțin la nivel public, este foarte important. Da. Vă mulțumesc pentru mesajele private, dar nu pot să le citesc în timpul emisiunii. Știți că ne auzim acolo după emisiune, vă mulțumesc mult de tot. Revenind, unul, să spui cum te-ai simțit aici altul de mine, like pe Facebook, în sufragerie și altul de prietenii noștri. Ai văzut reacția iar, nu știu când a trecut o oră. A trecut foarte deci frumos. Mă simt ca acasă, să zic așa, bine, nicăieri nu e ca acasă, dar aproape ca acasă. Te mai aștept cu drag. Ceea ce privește mesajul, de multe ori mi s-a mai zis câteodată că poate nu mă exprim în cel mai, nu știu cum să zic, profesional mod, dar trebuie înțelesul oamenilor. Noi în emisiunile astea le-am gândit ca să vorbim pentru toți. Să vorbesc ca să fiu înțeles pe cât posibil și nu cu cuvinte și așa mari profesional vorbind, dar este important să înțelegem că există patologii care apar chiar și la vârste mai tinere. Am un prieten, dar nu o să-i spun numele, care a avut o problemă exact de coloana lombară, care durează de vreo o lună și ceva, în urma unei ridicări, unei greutăți destul de mari, nu avea ce să facă, a trebuit să o facă, și am explicat și am încercat, și nu numai eu, și mai mulți prieteni noștri, un anumit tratament pe care să-l ia, că există aici și tratament injectabil, antiinflamator, care se poate face, vorbeam mai devreme, tratament medicamentos, și nu, că îmi trece, că vine și ieri s-a apucat de acel tratament și după o simplă... Dar după o lună? După o lună. O simplă injecție cu un anumit antiinflamator pe care eu îl folosesc foarte mult în ceea ce privește acut, atunci când ești într-o simptomatologie algică foarte puternică și anume neo-indusix, probabil că anumiți pacienți au auzit de asta, se simte după o singură injecție, astăzi se simte mai bine. Dar a trebuit să treacă o lună de zile ca să înțeleagă că trebuie să facă ceva. A încercat niște pastile, dar un pic mai mult. Dar, na, până la urmă, le-a încercat. E deci încercăm să ajutăm, dar trebuie să și ascultăm și să înțelegem că există variante, dar trebuie să discuți cu cineva care oarecum știe despre ce e treaba. Comunicarea e importantă, respectarea rețetei medicale. Ce spune medicul să faci e foarte important. Da. Să faci întocmai lucrul ăsta și să-ți devină o obișnuință. Un alt lucru, așa că spuneam mai devreme, apropo de limbaj, păi dacă ar veni Bogdan și ar vorbi doar în limbajul specific medicilor ortopezi, n-am înțelege nimic niciunii și nici eu ca moderator, ca realizator acestei emisiuni, poate nu știi ce să-l întreb. Dar și întreba dacă vorbi, vorbește chineză. Și sau... poate mai vorbi, că mai ușor să vorbesc mai în termen de zi cu zi decât să mă ocup de termeni academici. Da, foarte, oricum este limbajul medical. E unul foarte complicat și eu de asta întotdeauna am spus că eu cred că cei mai buni medici sunt cei care le explică oamenilor pe înțelesul lor. Exact cum spuneai mai devreme, cu acel pui de găină, zgârciu. Cu zgârciu, cu, adică, că dacă îi spui, apropo... Așa, mi-a venit pe moment, că n-am dar sunt oameni, am mai vorbit și cu alți medici, sunt oameni care dacă îi dai, îi scrie, așa nu înțelege nimic. Deci, măi, ce am? Să sperie mai rău, ceva mai, ceva grav. Pentru că nu înțelegi dacă zic, mă rog, folosești un termen de la osteopor, nu știu cum, osteopor, să uită la și mă, mă, îți întreabă ce s-ar întâmpla cu viața mea, ce s-ar întâmpla cu mine. Și poate să fie un lucru care e vindecabil. Mai dau legat de ce discutam în emisiunea trecută, legat de infiltrațiile cu acid hialuronic, că n-am găsit o altă comparație ca să le explic la oameni exact ce vreau să transmit. Și am găsit comparația cea mai bună, așa cum m-am gândit eu pe moment și o folosesc și acum, am zis că, Doamne, gândește-te așa, dacă tu mergi cu mașina 10, 12, 15 mii de kilometri, trebuie să faci schimbul de ulei la mașină. Adică cam la orice mașină, corect? Da. Bun. Dacă nu faci schimbul de ulei la mașină, mașina merge. Dar nu mai merge în parametrii cum ar trebui și poate îți dă și alte probleme. La un moment dat. Și atunci, păstrând comparația, același lucru este și cu acel lichid pe care noi îl introducem în genunchi, în șold, în gleznă, pe oriunde o fi. Ca și plasma, oarecum, de altă discuție.
sau cum a fost lansuit asta. Da. Ca să încerci să ungi un pic articulația, să facă pelicula aceea pe os, nu mai face, să dea drum un pic. Așa am gândit eu comparația și mi s-a părut că e oarecum pe înțelesul tuturor. Și încă o dată pentru cei care au avea frică, pentru că și mi-au scris oameni la un moment dat despre lucrul ăsta și am discutat și o cu doar, să le spunem, nu au de ce să le fie frică, nu? Sau teamă de... Nu, există o oarecare mică durere, pentru că na, bagi un ac în piele, în articulație, dar nu sunt dureri nici pe departe așa cum consideră toată lumea și în plus riscurile sunt minime, absolut minime. Dar beneficiile sunt? Pe măsură, nu la toată lumea, repet, nu o să mă facă nimeni să nu spun asta. Corect. Nu la toată lumea. Dacă nu încerci ceva, sigur nu te ajută. Dacă încerci, foarte posibil să te ajute. Foarte... Alt lucru pe care... Corect. L-am spun. E bine să spunem întotdeauna adevărul, știți motoul și invitații mei după cum vedeți sunt la fel, adică întotdeauna spun adevărul despre adevărul în profesia din care ei vin, indiferent de profesie. Eu îți mulțumesc foarte mult, Bogdan Mihailescu, pentru că ai venit aici la ei pe Facebook în sufragerie și realizăm împreună OrthoLife Priority această rubrică. Te mai aștept cu drag în sufragerie. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi aici, like pe Facebook, în sufragerie. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor, până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.